Bine ați venit pe canalul revistei Flawless, eu sunt Alexandra, iar voi sunteți la Poezie și Parfum. Astăzi vreau să încep prin a vă spune că îmi pare tare rău că celelalte probleme mă țin puțin departe de canalul de YouTube, îmi cer iertare de la voi și vă prezint toate scuzele, pentru că perioada asta e oarecum dificilă din toate punctele de vedere și atunci nu am tot timpul necesar ca să filmez. De aceea nici ținutele mele, după cum puteți observa, nu sunt cele mai drăguțe, dar încerc să aduc aici, pe canalul revistei Flawless, cât mai multe noutăți parfumate pentru voi. Acestea fiind spuse, astăzi vreau să vorbim despre parfumuri cu floare de cireș, cu flori de cireș, despre cireșul japonez Sakura, despre tot ce înseamnă bucuria primăverii și sper că acest video să vă inspire și pe voi să alegeți parfumuri pe bază de flori de cireș care miros a primăvară în primul rând. Trebuie să vă spun că eu nu sunt cel mai mare sau nu eram cel mai mare fan al acestei note de floare de cireș. Nu m-a pasionat neapărat până acum mirosul florilor de primăvară ori a copacilor în floare, dar anul acesta, în condițiile în care am stat mai mult în casă, ca să zic așa, am lucrat mai mult, și am avut tot felul de evenimente din astea care m-au ținut departe de natură, am început să înțeleg de ce e atât de important să simțim mirosul natural de primăvară, de ce e important să ne plimbăm printre copaci în floare și cât de mare este bucuria pe care ne-o poate provoca acest lucru. Și atunci am început să testez o serie de arome care până atunci nu îmi păreau neapărat interesante și asta a început de la din luna decembrie, când am primit cadou un parfum pe bază de flori de cireș, pe care eu probabil că nu l-aș fi ales, dar care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba de fapt despre un ulei parfumat de la Fremond, cred că se pronunță, deși este o companie din Italia. Fiori del Ciliegio se numește, sau Cherry Blossom, îl găsiți pe site-urile din România. Acesta a fost achiziționat de pe parfimo.ro, a fost și pe makeup.ro. Momentan nu este pe stoc, dar sunt convinsă că va reapărea. Și aici avem un ulei cu o singură notă listată pe fragrantica, aceea de flori de cireș. Are un gramaj destul de mic, nu mai știu exact cât este, 12 ml. Arată cam așa, nu are niciun fel de aplicator, se aplică pur și simplu, dar are un miros extraordinar. Mie mi-a plăcut foarte mult din momentul în care l-am primit, pentru că are acea aromă care amintește de săpunurile de altă dată, dar în același timp este dulceag și se simte clar aroma de flori de cireș, de cireș înfloriți. Nu neapărat cireș japonez, nu neapărat Sakura aici, este o combinație care mie mi-amintește de cireșii noștri din România în floare. Un parfum foarte, sau un ulei parfumat de fapt, foarte ok, cu un preț foarte, foarte mic, este în jur de 30 de lei, nu mai știu dacă 25 sau 35 și oricum a fost cadou și n-am îndrăznit să întreb, dar știu sigur că are un preț foarte, foarte mic. Chiar dacă acum nu este pe stoc, eu vă recomand să îl ochiți pe acesta, deși am citit despre apa de toaletă din gamă că ar fi o variantă proastă, eu mă bucur foarte tare de acest ulei parfumat și atunci vă îndemn să așteptați să reintre pe stoc, fie pe parfum, fie pe makeup.ro și nu am nicio afiliere cu niciunul dintre ele. Și să testați această minune parfumată. Eu cred că și vouă vă va aduce zâmbetul pe buze, are un pes foarte convenabil și în cel mai rău caz poate fi un mic răsfăț de după baie. Al doilea parfum despre care vreau să vorbesc astăzi este unul despre care am mai discutat pe acest canal, pe care voi îl cunoașteți foarte bine, de la o companie care mie îmi place foarte mult. Este vorba de amprenta a Kyoto de la compania Twins și este o clonă a lui Sakura de la Dior. Are un ambalaj extraordinar, am mai vorbit despre el, așa că nu o să insist. Se găsește pe Dubai Collection, nu știu dacă acum este pe stoc sau nu, dar eu n-am cum să nu-l recomand. Are un capac magnetic, chestie care îl face drăgălaș, drăguț, după părerea mea. Mie îmi plac foarte mult chestiile astea cu care pot să mă joc, nu știu să vă spun de ce, și îmi plac și ambalajele minimaliste, simple, care se potrivesc bine cam oriunde. Nu îmi plac
de obicei chestiile zonzonate, nu-mi plac sticlele parfumurilor care vin din Orientul Mijlociu în general, chiar dacă există și excepții. Prefer tipul acesta de sticlă, chiar dacă este foarte simplă, minimalistă, cred că se potrivește bine oriunde și îmi place eleganța asta simplă. Aici avem un cu totul alt parfum. Vorbim de un parfum de o calitate superioară din punctul meu de vedere, chiar dacă are un preț foarte convenabil, este 80 de lei sau în jur de 80 de lei pe Dubai Collection, cu codul FLW05 beneficiați și de o reducere în plus dacă vreți să-l folosiți. Este un parfum care are în vârf note verzi, are la mijloc note de flori de cireș japonez de data asta și credeți-mă, se simte diferența, deci este o notă diferită aici de flori de cireș. Mai are trandafir, iasomie, mosc, mimoză, violetă. Toate acestea nu înseamnă nimic din punctul meu de vedere. Acest parfum miroase exact a plimbare printr-o livadă înflorită. Fie că vorbim de flori de măr, dar mai ales sunt pletite cu ceva cireș japonez. Mie mi-aduce aminte de copilărie, mi-aduce aminte de momentele când mă plimbam prin livada însorită a bunicilor mei în timpul primăverii. A devenit foarte repede un preferat în colecția mea, nu pot să nu recomand destul. Și da, aș fi vrut să cumpăr originalul, dar din punctul meu de vedere, raportul calitate-preț la gama pe care o cunoașteți cu toții de la Dior nu este cel mai bun. Și atunci, varianta asta pentru mine este într-adevăr foarte bună. Îl recomand din toată inima pe acest Twins, un Prentamp a Kyoto, primăvară în Kyoto, un parfum care miroase într-adevăr a flori de cireș japonez și a grădină înflorită în plină primăvară, a plimbare cu soare prin această grădină, a copăcei de toate felurile cu flori, plin de flori și a primăvară în primul rând. Ultimul, dar nu cel din urmă, este și cel mai interesant din punctul meu de vedere și este un parfum nou în colecția mea, nu am din păcate ambalajul, dar promit să vorbesc mai multe despre el dacă o să vă placă și vă tentează și vreți să vorbesc despre acest parfum. Eu l-am achiziționat de la Esențe de Lux, gama FOA, căci despre FOA este vorba aici, se găsea la Obsentum, prima mea sticlă a fost achiziționată de la Obsentum, dar aceasta a fost achiziționată de la Esențe de Lux pentru că Obsentum, din câte știu eu, nu mai comercializează acest brand, cel puțin în magazinul online. S-ar putea să-l mai găsiți în magazinele fizice și dacă îl găsiți, ar fi bine să testați acest brand, toate parfumurile de la acest brand, căci erau disponibile și la o reducere consistentă la Obsentum și credeți-mă, merită fiecare bonuț. Avem aici Memoire d'un Palmeret, numărul 17 și dacă vă uitați aici, se vede că scrie, sper să se vadă că scrie 17. Nu a fost prima mea alegere de la brandul FOA, este cel de-al doilea parfum de la acest brand, dar este preferatul meu primăvara și eu o să vă spun de ce. Acesta este un parfum în care avem listate două note, floare de cireș, tot japonez, tot sakura, și licii. Știu că pentru brandul FOA a fost creat special un acord de palmier, așa se și numește gama, Memoire d'un Palmeret. Sper că pronunț bine, franceza mea, v-am spus, nu e cea mai decentă. Acest parfum este unul care are acele accente verzi care se întâlnesc în toată gama celor de la FOA. Deci, avem aici varianta cea mai feminină din punctul meu de vedere, cea mai drăgălașă și cea mai primăvăratică de la brandul FOA și din gama Memoire d'un Palmeret. Acesta este și preferatul meu primăvara, deși preferatul meu din gamă este numărul 14, un parfum pe bază de ud, mult mai puternic, mult mai rezistent și în mod cert unisex. Și acesta este descris ca fiind unisex, dar din punctul meu de vedere înclină mai degrabă spre a fi un parfum feminin. Nu pot să vă descriu cât de bine miroase și
vă spun atât. Mi s-a spus că o să mă plictisesc de acest brand. Ei bine, nu m-am plictisit. Îmi place foarte, foarte tare. Sunt niște parfumuri de o calitate excepțională din punctul meu de vedere, care își merită prețul. Da, într-adevăr, au prețul mai consistent. În orice caz, eu le-am găsit la un preț bun și atât în Obsentum, de unde l-am luat pe primul, cât și pe Esențe de Lux, de unde l-am achiziționat pe acesta. Acesta a fost până în 300 de lei, celălalt a fost în jur de 300 de lei, deci pentru un parfum de nișă, cu un ambalaj excepțional, are o cutie imensă care se deschide foarte frumos, mie mi se pare un parfum foarte, foarte bun. Ce-mi place aici este că floarea de cireș are niște accente tropicale și niște accente verzi. Aceste accente rămân pe măsură ce parfumul se dezvoltă pe piele, rămân ca o călătorie pe întreaga perioadă cât îl porți. Și atunci este ceva mai special decât o simplă floare de cireș, chiar dacă și are și eleganța aceea specifică casei Dior sau casei Hermès din Franța. Este ceva între, are și aspectul elegant și are și aspectul exotic. Din punctul meu de vedere, este o achiziție minunată în această primăvară și da, vă recomand să-l testați. Se găsește, în schimb, foarte greu, știu că e foarte greu să testați acest brand în România, dar mai știu și că pe site-ul lor există un Discovery Kit pe care probabil că îl puteți comanda și în România. Pentru mine este un brand de suflet, un brand care face lucruri frumoase și pe care eu îl apreciez. Și din nou, nu am nicio afiliere cu acest brand. Pur și simplu este o descoperire interesantă din punctul meu de vedere. Nu pot să închei acest video fără să vă prezint lectura de astăzi și da, pentru că rubrica asta se numește până la urmă Poezie și Parfum, vreau să vă prezint o carte despre care cred că am mai vorbit, nu sunt foarte sigură. Fac asta de peste 2 ani aici și în cadrul revistei Flawless de vreo 10, așa că nu mai știu exact ce am recomandat și ce nu, însă am riscat și vă aduc încă o dată în atenție 111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română, o carte lansată la editura Nemira, pe care sper să o mai găsiți și pe care o recomand. O recomand ca lectură de primăvară, o recomand pentru că avem cu toții nevoie să recitim și să citim poezii de dragoste din când în când și o recomand mai ales pentru că se potrivește foarte bine cu parfumurile pe care eu le-am prezentat astăzi. Aceste parfumuri pe bază de cireș ne duc cu gândul la dragoste, nu-i așa? La acea dragoste de început, la coup de foudre, cum spun francezii, la crush, cum spun englezii, la dragostea la prima vedere. Și atunci ce poate fi mai frumos decât să citești 111 cele mai frumoase poezii de dragoste și să te gândești la primele iubiri. După părerea mea, această carte se potrivește binișor cu parfumurile prezentate astăzi. Pentru ele o să vă las link-uri mai jos pentru fiecare și sper să vă bucurați de primăvară cu poezie și cu parfumuri.